Păi, uite-o pe Zumi cu ce a venit. Deci tu, în momentul de față, tu chiar ești gravidă, nu? Să înțeleg. Mă... Și de vera Thursday! Dă-te încolo că te încordez la femei! Tu te iei! Eu zic ce ascult! Am gurantele, du-te la terapie, uite-te de bun... Bine v-am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi am revenit după pauză destul de lungă cu un nou episod. După cum vedeți, încă mai sunt un pic răcit, dar nu este absolut nicio problemă. Îi dăm drumul așa. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episod de Mariusel cât mai des pe canal, pentru că astăzi începe circul. Astăzi cel mai probabil o să vină Zumi. Și după cum știți, dacă n-ați văzut episodul anterior, neapărat să vă duceți să-l vedeți, pentru că data trecută a revenit un personaj foarte vechi, Daria. Cei care nu o cunosc pe Daria, Daria este un personaj foarte vechi care a fost împreună cu Bezea, a fost împreună și cu mine, a fost ceva complicat acolo și iar acum amândoi sunt la un hotel împreună, Bezea cu Daria. Și Zumi a zis că vine în oraș și o să fie destul de mult derby, cred că. Câteva zile mai aveți pentru a vă înscrie să câștigați tastatura asta de la Achiris, de 600 de lei. Dacă faceți un Funny Moments cu Mariusel, o să reacționăm undeva pe 1 martie la ele. Așa că mai aveți câteva zile. Mamă, deci ce amintiri îmi trezesc oamenii acum că mașina lui Bibi e în lac. Da, e în lac. Mamă, genial. Hai să începem. Să vedem care e vibe-ul la noi în casă. Și să ne ținem pumnii că o să fie bine acest episod, că s-a anunțat fi interesant. Unde-i toată lumea? Eu știu că acum m-am trezit, mă uitam la Mickey Mouse și... Ha? Hai să mergem, să vedem. Te uitai la Mickey Mouse? Da. Ce ai învățat tu de la Mickey Mouse? Ia spune tu mie. Acolo cu prezența, Donald, aici, Minnie... Păi dar ce ai învățat, te întreb? Nimic. Am înțeles. Băi, nu știu unde sunt restul, ești nebun? Hai puțin, că durează până intrăm în treabă, că eu nu știu unde-s restul. Și ne pun la cap. Îi suan? Că nu e nimeni. Mă, Petre, nu e nimeni. Nu e nici Frederico, nu e nici Bibi, decât tu ești. N-ai auzit nimica, n-ai făcut nimic? I don't hear nothing. Așa. Auzi, acum ai dat-o pe engleză. Bă, nebunule, stai ușor. Nu te crezi aici. What? I don't know Romanian. Bă, du-te mă și culcă-te mă că... Du-te mă de aici și culcă-te și nimule că... Hello my friend, my name is Petre. I am from Romania. How are do you do? How are do you do? Nu știu eu cu engleza, dar how are do you do nu cred că există. Nu știu, așa am învățat. Dar cum e? How are do you do, auzi? How do are you do? Așa. How do are you do? Așa. E how do you do, băi? How? Sau how are you? Sau how are you? Ba nu, how are you? How are you? How are you? Așa. Hai că ești bine pentru vârsta ta, oricum e bine, n-am ce zice. Bibi. Eu anunț... Oh? Alo? Alo. Unde ești, dragă? Buenos dias, toate alea, da. Unde ești? A, eu? Da, tu, unde ești? Păi sunt cu... sunt cu frate meu. Ești cu Frederico? Și unde ești? Eu te-am întrebat, nu te-am întrebat cu cine ești, te-am întrebat unde ești. Păi n-am cum să zic unde suntem. Cum adică? Da, dacă așteaptă-ne acasă, că venim repede. Mă, femeie, tu mai la mișto? Am cum să zic. Când vii? Când vii? Vorbește mai mult, că nu te aud. Când vii, femeie, acasă? Păi nu mai stă mult, n-auzi, surța mi se mai dă vreme. Păi credeam că știi să-mi spui și mie, 5 minute, 10 minute, să păi știu dacă mă... Păi 10 minute, suntem acasă. 10 minute, să mă arăt băieți. Da. 10 minute, dar ce faceți mă, unde sunteți? Păi hai să vezi când ajungem acasă. Mă, de timp. Hai să vezi și eu cred că o să te bucuri, cred. Sper că da. Ok. Bine, hai, ceau.
Măi, ce pune ăștia la cale? Deci? Eu nu știu ce pune ăștia la cale. Eu nu pot să stau degeaba, chat, adică nu pot să stau degeaba. Mă, cum e trei? Alo, da, zi. Salut. Unde sunteți? A, bine, uite, eu sunt cu sora mea. De ce? A, știam și eu asta, eu te întreb unde sunte. Bă, dar fiecare, eu întreb unde sunte și fiecare spune cu cine e, să mor eu. A, păi am avut o treabă. Ce treabă? Ti gen cu sora mea. Și de ce nu vrei să-mi spui ce treabă? Păi, ajung acum acasă. În cât timp? Stai aici pe alea, ajung în secunde. Mă, sigur? Cum? Hai mă, că vine acum. Vine afară? Vino. Bine. Hai, Petre, afară. Uite, uite! Uite, bă! Asta era surpriza, mă! Asta era, mă, surpriza! Da. Ce ai zis că se repară? Bă... Bă, e aceeași mașină? Da. Adică vrei să spui că asta era asta era... În fundul... Și acum... Da, știi care a fost problema? A. Da, trebuie să înlocuiască claxonul... Clax. Scaunele... Și vezi că i-a pus de-alea MOV. Nu știu dacă era MOV înainte. What? Adevărat? Da, e MOV înăuntru, gen. Uite-te. Oooo... Bă, adevărat. Așa... Nu era MOV. Și... Vezi? Nu era MOV cea, nu? Trebuie să revopsească pentru că... Îți dai și tu seama, adică s-a pus apa aia pe aia, calcar mai multe chestii. Bă, în rest arată, arată bine pentru o mașină care a stat... Ce vă trebuie? Da. Asta e mașina chat? Asta e, nu? Mă, da. Arată bine pentru mașină. Da, mă, uite, M8. Da, mă. Asta e. Credeam că e M6. Am crezut că e M6. Bă, mie nu vine să cred că arată atât de bine. Bă, eu ți-am zis că băiatul ăsta cu care mă cunosc eu, dacă nici eu n-am cunoștință, atunci cine? Măi, aceeași mașină sau nu e? Măi, aceeași mașină? Mie nu vine să cred. Da, mă, vărule, tu n-auzi că e aceeași mașină? Mie nu vine să cred că n-are, nu știu, am zburat așa cu ea în apă direct și era sub apă și acum funcționează? Păi îți dai seama că... Dar la cine te-ai dus? La ea, nu? Ți-am zis la prietenul ăsta meu. Cum îl cheamă? E un băiat în verde. Vericu? Nu. Nu? Văruțu. A, Văruțu. A. Păi și? I-a pus soft, arabesc? Bă, nu știu, mi-a zis că i-a pus soft, dar... Ia, dă-te mă să dau o tură pe asta. Vezi că mai frânează. Ia, dar ce se întâmplă dacă a pus soft? Hei, hai, ia dă-te, ia dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos și lasă-mă să dau o tură să văd dacă e în regulă mașina. Dă-te jos, cred că nu e de vin ceasul, dar... Ia să văd mă care e treaba. Stai să... Bă, ești nebun. Dau și o tură și vii mea, da? Bine. O, vezi că merge. Bă, dar mie nu vine să cred că asta e mașina, pe bune? Bă, la atât... Arată bine. Parcă la fel de prost frânează. Bine, dar într-o mașină care a fost sub apă... Bă, wow. Mamă, dar trebuie să-i facă ceva la frâne, că nu e combinație. Da, are doar două locuri. Spatele nu arăta așa? Mă, chat, cum să nu arate așa? Mă, mă faci și pe mine să mă gândesc dacă chiar asta era sau nu asta era. Poate o fi luat acum, cum ar fi fost să fi cumpărat acum o altă mașină și să-mi dea mie, că uite bă că am reparat-o, dar de unde, că e altă mașină. Nu era M? E alta? Ce motor are? Stai puțin că mă sună cineva. Bună! Bună, Zumi, ce faci? Bine, am o surpriză. Ce surpriză? Am venit cu barca. Ai venit cu barca? Da, am venit cu barca. Barca cui? Barca oamenilor, nu știu, o barca, dar de lux, nu contează. Stai puțin, ai gata, vezi să spui că ai venit cu o barca și nu știi cu cine ai venit sau cu ei sau...
Ce să vrei să vrei? Ce crezi, mă cunosc eu cu toți oamenii unde, de aici? De unde vin să te iau? De unde vin să te iau? De la port. De la port? Port. La port. Portul ăla de lângă aeroport? De lângă plajă? Da. Ok, da, ok. Da. Ai vino cu asta, vezi în ce am venit. Ok. Hai că venim acum. Ia mă cineva. Ia stai mă puțin, Petre. Că a venit zoomii. Mă, a zis că au revopsit-o cea, adică poate să fie o altă culoare. Poate să fie un pic altă nuanță. Că a zis că au revopsit-o. Pare un pic culoarea diferită. Bă, tu nu știi că eu ți-am spus că a trebuit să fie revopsită. Da mă, dar zic, pare un pic așa. Nu știu, ce? E ciudat. Păi, tu știi cum arăta mașina când a scos-o din apă? Îmi dau seama că nu. Cu el. Eu tu ce să spun, iară. Se luase tocolată vere, era albă. Adevărat? Da, păi, tu nu-ți dai seama că dacă un colan stă atâta timp în apă, că mașina aia a stat 12 ore în apă, efectiv s-a dezlipit. Bă, oricum arată bine cu scaunul. Fii antenă, eu o să mă duc, plec puțin, că... Unde pleci? Unde duci? Mișo. Ușor, te-ai crizi. O să mă duc să o iau pe Zoom și să o aduc aici. După cum v-am spus, mi-a zis ieri că o să vină. Și știți faza aia cu... Deci vine? Da, zicem faza aia cu bezeanul. Îi zicem, nu? Zicem. Bine, dar așteptam să ajung acasă cu ea, da? Și îi spunem. Bine, hai că mă duc după ea și vin acasă cu ea. Aveți grijă ce faceți. Stai mă, unde pleci? Mă duc... Că se duce mă duc cu să iau pe Zoom. Dar ți-a zis unde e? A? Ți-a zis unde e, gen? Ia, da, mi-a zis că e la port, că a venit cu barca, auzi și tu. Păi da, că ea unde a fost? În Milano? Da, în Milano. Da, că Milano gen e port și, na. Păi și... Ea e... Mai s-a dus că, da. A zis că s-a dus să lucreze acolo. O să trebuie mie ce a lucrat acolo, nu e problemă. Chiar sunt curios ce a lucrat acolo. Ce ne simți, frate? Ce? Nimic. Mai pe cine faci mă nesimțit? Femeie! Bă, tu mă faci nesimțit pe mine sau pe cine ai făcut nesimțit? Păi da! De ce? Păi nu mă iei în brațe! Aaa... Stai că te iau eu pentru... Auzi! Bine, păi, dar nu crezi că... Auzi. Ai plecat fără să zici nimic? Dacă te duci... Păi dacă gen, dormi... Mă lași și pe mine la un garaj să-mi iau mașina? Eu te las, dar problema e că... A, poți să iau mașina lui Bibi? Poți să-ți iau ție mașina ca să o iau pe Zoom? Bine. Da, da, să știi că... Pete, tu n-ai cum să te duci. Doar păi nu, stai aici. Și pe mine mă lasă la garaj. Petre, tu stai acasă, gen. Ah. Baby, stai și tu acasă și vin mea, da. Veni păi, mea. Da, cred că nu plec. Sau, sunt cu Petre, fratele meu. Haide, mă. Vezi că n-ai primit cadou de la Baby? Nici până acum n-am primit cadou de la Valentine's Day? Ba, auzi, i-am realizat o chestie. Ea nu mi-a dat niciun cadou de Valentine's Day. Da, eu știu că e da mașina asta, dar... Ia! Nu mi-a dat nimic. Păi asta zic că te ține, gen, tu i-ai dat mașina, dar ea nu prea ți-a dat, gen. Păi se pare corect? Păi nu mi se pare corect, îți dai seama, dar... Ce se face aici? Ce ai vrea să-ți dea? Că dacă stăm să luăm așa, nimic nu se compară cu mașina asta. Corect? Bă, dar ce trebuie să fie comparabil? Zice acolo ceva drăguț să-l lua și ea în trandafirul, ceva. Nu? Da. Las că-i zic eu când ajung acasă. Nu-i spune. Ar fi cea mai mare prostie, băi n-ai niciun farmă. Ia, fii atent să ne zici dacă îți place mașina asta. Ți-ai luat? Mă... Mă, stai, what? E și... Da, e Brabus. Ah, eu că v-am zic că e G-Class. Hai că mă duc să... Mi-o colantez, da? Hai, du-te, ai grijă ce faci. Hai, ne vedem acasă, da? Bine, hai, vino repede acasă și tu. Ceau. Tu te duci să-i pe... Da, 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 și vin cu ea. Bine, bine, ceau. Chat. Hai să ne gândim la situația asta. Deci eu acum m-am dus să iau pe Zoom-i.
Bezea este împreună cu Daria acum, la hotel. Zumi nu știe absolut nimica de treaba asta. Ce facem? Îi ținem partea lui Bezea, îi spunem totul lui Zumi. Și că a venit vorba de bebele Mariusel Junior, că vă că am scris acum pe chat. Am nevoie de un nume pentru bebe Mariusel, așa că vă rog eu mult, la episodul acesta, să-mi spuneți în comentarii un nume pentru bebe, ok? Spuneți-mi un nume pentru bebe. Vreau să-mi spuneți repede, repejor în comentarii, puneți pauză la clip și puneți-mi în comentarii un nume pentru bebe, pentru că avem nevoie de un nume neapărat. Să-i spunem lui Zumi? Aolo. Sunt pe drum, a fost trafic. Tu? Ești bine? Alo. Auzi, alo? Da. Alo? Mă auzi, ești bine? Alo? Ești bine? Alo? Alo? What? What? Da. Mă, nu ăsta e portul? Cred că n-am luat după unde trebuie. Poate o fi în cipa și altă parte. De parcarea aia mai mare. Aoleu. Alo? Unde ești? Alo? În barcă. Că te-am văzut. De ce mai sunat așa panicată? Ce se întâmplă? Nu m-ai auzit? Ai închis, pur și simplu. Ah, păi eu... Nu, stai că timp, stai două secunde. What? Ia uite-mă pe nebună cu ce a venit, ești nebun la cap. Păi, uite-o pe Zumi cu ce a venit. Mamă, se face treabă bună. What? Ce ai făcut, mă? Am căzut. Ce ai făcut? Am văzut cum ai căzut. Nu-i cază-mă piciorul. Am plecat barca mai repede decât mine. Hai că da. Auzi, întrebare pentru tine. A cui e barca asta? Da, unui Tom din Milano. Care m-a condus. A, da? E la bord? Nu mai e. S-a dus să-și ia o cafeluță, n-am înțeles. Că trebuie să plecem. Hai, vină încoace, că trebuie să discutăm niște chestii importante. Importante? Cum a fost? Ce ai muncit tu acolo în Torino? Că ai plecat așa, n-ai zis absolut nimic. Milano, pardon. Așa. Păi ce să fac? Păi m-am dus, am făcut acolo niște defilări. M-am întâlnit cu mulți designeri foarte interesanți. M-am cunoscut cu mulți fotografi. Mi-a dat niște cadouri de acolo. Am primit un cadou de la o fată cu care am mai colaborat eu acum trecut. Mamă, te întreb pe tine o chestie. Ia, spune. Tu, ce ai lucrat acolo? Adică ce am lucrat? Păi ai fost să muncești acolo, nu? Da, ți-am spus că cu defilările, nu-i... Aaa, cu defilările... Aaa, deci ai fost să bă, da, ai stat, mă, mâncați, ai stat. Și n-ai dat și tu niciun semn, mă, n-ai dat niciun semn. Păi, din nefericire, la defilări, a fost o defilare de... 5 zile și automat trebuia să mă trezesc la 6 dimineața. Și după ce... Stai, că se bagă asta. Așa. Deci erau 6 zile de defilare și trebuia să mă trezesc în fiecare dimineață și tot timpul eram ocupată. Ba cu părul, ba cu make-up-ul, ba cu fitting-ul, adică să probez hainele. Și după mai era mini defilări și automat nu prea mai am avut timp și mă duceam instant. Am înțeles, e bine rău de tot ce pot să zic. Bezea, ce mai facem? A, Bezea! Ha, Bezea. Ești foarte fericită. A, ești foarte fericită? Că ai ieșit acasă sau? Da. Și mă și bucur că am scăpat de... Adică nu mai e problema aia, știi? Cu aia mă tot complicam. Acum suntem fericiți și aștept. Pai, și mi-a mai crescut și burtica. Și aoleu. Ce? Ți-a crescut burtica că împreună cu Bezea, nu? Eu nu, da. Deci tu, în momentele față, tu chiar
Ești gravidă, să înțeleg. Mă. Eu chiar nu știam exact treaba asta. Adică eu eram așa un pic în dubii, dar deci tu chiar ești gravidă. Mhm. Te-ai drăguț. Că nu știu dacă e fată sau băiat, te-ai drăguț. Oh shit. Nu înțeleg de ce tot trebuie să auziți și tot. Păi gen, nu shit așa că, nu știu, am și eu copilă așa și tu gen, o să fie nebunie. Dar n-ai treabă că, e, n-ai de ce să nu fie de tine, cum adică, pe care că copilul lui presupun, nu? Da, da, normal, nu, eu... Și, e, și putem și putem și ne ajutăm reciprocă, până la urmă să fie în aceeași casă, suntem frați, ca să fie cute, doamne, ce drăguț. Ai aflat ce, dacă e fată sau băiat? Da, am aflat, o să am un băiat. Se bagă beze atunci când mă pricep cu băieții. Problema următoare. Eu nu știu ce nume să-i pun. Va trebui să mă gândesc neapărat la ce nume să-i pun. Nu știu, de-abia mă gândesc eu la nume. Da, pe la voi. Trebuie să găsiți voi, tu și cu Bibi. Da, o să mă gândesc. Bezea. Bezea e plecat de acasă, să știi, nu e acum acasă. Noi mergem acum acasă, dar nu e acasă. Stai, că am... Tocmai am trecut parcă pe lângă un burger. Ai, ți-e foame? Da. Hai că mergem să mă îți iau ceva de mâncare din primul. Ok. Mamă, dar acum am realizat, asta e mai... Îți place Taco Bell? N-am încercat niciodată. Adevărat? Da, n-am încercat niciodată. Niciodată? Oleu. Hai că te duc acum pentru prima dată să-mi spui cum e. Păi spun că e taco. Măciat, cum îi spun? Sper că nu... Dai seama că îi spui ce vrei tu. O spui ori taco, o spui ori quesadilla, orice vrei tu de acolo. O? Nu e mașina mea, e mașina lui Bibi. Ok, e făcut cadou ăsta. Da, ăsta e cadou de Valentine's Day. Și Ghișe mi-a făcut ea cadou, nu o să-ți vină să crezi. Ghișe ește. Un gemeni. Ok, hai să ne calmăm, că deja... Nu. No. Zi. Sau vrei KFC? KFC sau Taco Bell? Zi repede. Taco. Oh, vrei taco, ok. Deci... Nu mai ghicești ce mi-a vrut? Ți-a lasit ție o mașină? Ți-a lasit ție o mașină? Nu. O casă? Doamne. Nu mi-a luat nimic. S-a dat bani? Nu mi-a luat nimic. Nimic. Hai. Nimica nu mi-a luat. Salut. Bună ziua. Băieță, uite-mă. Nu mi-a luat nimic, frate. Era aniversare de... Valentine's Day, frate, ce... Vreau ceva picant. Picant? Da. Picant, sigur? Da, sunt foarte sigură, vreau ceva picant. Oh, no. Cu sos. Hai, puțin. Cu plus. Oh, mai că mulțumesc, Bibi. Volcano menu, îl luăm de ăsta, Volcano menu. Menu vulcan. Seriously spicy, dar vezi că scrie serios de picant. Așa, lasă-și, direct. I-am luat un Volcano menu, hai să vedem. Nume pentru bebe Ștefan, că este și sfânt. Unde mănânci? Îl mănânci acasă sau ți-l dau acum? Nu, dă-mi acum, că mănâncăm acasă. Ți-l dau aici? Yeah. Uite. Ia aici. Vezi că ți-am luat Volcano menu. Adică, ai grijă. Da? Alo? Alo, mă auzi? Te aud. Care-i treaba? Păi unde ești? Acum vin. Acum, oh my god, vrei să ți iau și ție ceva de mâncare? Nu, că n-am mai mâncat de 3 zile, de ieri n-am mai mâncat, ce crezi? Cum crezi că mănâncă copilul ăsta din burtă? Auzi, dar de ce nu te hrănești? Câți ani ai? Păi eu sunt... Nu, da, adică tu trebuie să-mi iei de mâncare, da, și nu mai comenta. Ok, pa. Mi-e foame.
Tu îmi iertă. Hai urcă. Bebe? Da. Ci că, nu, nu. A nebunit rău de tot femeia asta, ci că... A, trebuie să mă hrăniști copilul ăsta acum, nu știu ce. De parcă e vina mea că nu mănâncă ea. Așa că e zgravit de femeile. Ce vrei să faci? Nu mai spun nimic. Da, chiar, nu te-am întrebat. Unde zice că e Beza? Da, hai puțin, că mă sună Petre. Mă sună Petre acum, stai. Da, Petre, zi. Mi-e foame. Și ție ți-e foame, mă? Mi-e foame, că n-am mâncat nimic de dimineață. Păi, de cap, hai că ți-au de la KFC, e ok? Ia și mie ceva. Mai bun, degeaba. De la KFC ți-au și ție ceva, e ok? Am de acolo, să fie bine, să nu fie rău. Bine, ceau. Îi luam și lui de la KFC. Ia două smart menu. Unde e Bezea? E la hotel. Ce faci la hotel? O să vorbim când ajungem acasă, că nu prea o să vorbesc acum la, la volan, ok? La ceva business de s-a dus acum dintr-o dată la hotel. E complicat un pic. Da, ți explic când ajung. Ok? Ca să fii mai bine să nu fii la volan. Bine? Mhm. Oh my god, cea, țineți-vă bine. Mhm. Țineți-vă bine. Aha. Aha. Ce ai mâinit, ok? Da. Sper că nu-i la ce mă gândesc. Nu știu, vezi bine acum când ajungem acasă. Mamă, dar cui e mașina asta mare? A lui Frederico. Stai ce? Da. Hai. Bă, nu spune că ba. Deci visul meu spune, deci visul meu a avut. Ce? Mai ține trebuie că ți-am zis de visul meu, că l-am visat pe Frederico, că a venit aici, că l-a luat de urechi de pe Bezea. Aaaa! Că sunt sărman. Uite-l pe ăsta. Pe serii sărmane, nu ne băgăm, e de la Taz. Omul meu vorbește fără să dea geamul jos, dintr-o dată. Mie foame, mie foame. O, băi, nebunule, iau un smart. A, smart menu. Iau un smart. Dau un smart menu, e bun? Hello. Da, bună. Bună. Sumi. Vrei o gumă? Ia. Nu, iorbi, dai. O. Mamă, dai, cred că o să fie bun rău. Ah, frate. Bună, bine. Mamă, cu visul ești nebun? Foarte bine. Da. Aoleo. De ce sunt plin de sânge? Eu știu ce. Dar nu mai ești așa de bun. De ce ești plin de sânge? Pe mine mă întreb. Nu știu. Ah, bună, Zumi! Bună, Frede! Ce mai faci? Bine, tu? Cu ce ocazie ai venit aici? Cu ce ocazie am venit aici? Da. Că de ce? Nu știu, păi de-aia te întreb. Păi ce, ai voie să vin sau ce, că nu înțeleg? N-aveam voie să vin, nu? Sau cum? Nu, n-ai treaba, dar trebuie și eu așa că... Eram curioasă că nu te-am mai văzut de mult timp. Ca așa am vrut. A, da? Tu de ce ai venit aici? Pentru că aici locuim. Stă cu mine. Hai din interior să detensionăm un pic situația, ce ați spune? Sau hai afară, hai pe aici, hai puțin pe aici, hai puțin pe aici, hai puțin pe aici. Să mergem la, să-ți prezint pe aici. Tu ai văzut casa asta, Zumi, până acum? Nu. Dar să zicem că m-am obișnuit cu noile, cu noile case ale tale. Noile... Hai că în fiecare weekend mă mut dacă e. Cred că n-ai mai venit tu de nu știu câte săptămâni și e adevărul. Nu știu, nu-mi dau seama așa după timp. La Zumi? Da. La. Tu știi ce a făcut Bezea? Ia, mai știu, mă. Deci o știi pe fata aia, Daria, care... Ai aruncat de pe ponton? Da, aia? Atunci, pe ponton, când te-ai certat cu ea, te-ai certat cu ea. Tu te-ai certat cu Bezea din cauza ei, mai știi? Așa. Hai că m-am gândit. Păi... Păi, Zumi, și ce faci? Ce faci?
Te simți bine? Ia veni încoace, veniți încoace, veniți încoace. Veniți încoace, veniți încoace. Că continue, deși Bezea s-a întâlnit cu Daria. O știe că s-a mai certat. Veniți încoace, veniți încoace, veniți încoace. Da, și au fost la un hotel. Veniți încoace, veniți încoace. Veniți încoace, am zis. Zumi și Frederico, veniți încoace. Eu cred că plec. Bă, Zumi, eu zic să ne zici mulțumesc că puteam să zicem. Zumi, vino încoace. Vino încoace, Zumi. Ăștia nu cred nimic. Când le zic să vină puțin încoace, nu vin deloc. Păi ce are, mă, n-am zis adevărul. Vrea să bagem... Lasă-mă puțin să explic. Zumi, îți explic eu cum e treaba. Mă auzi? Ia explică-i. Ia zi. Uite-te la mine. Mă uit în sufletul tău, zi. Deci... Am fost... Ce suflet ai tu? Petre, nu mai stai în spate, în fundul lui Sumi. Du-te, du-te de aici, du-te de aici. Nu te zbor. Du-te până nu te zbor! Gata. Ce ai, mă, cu el? Mă enervează, frate. Deci... Sumi. Da. Deci lemnul în sobă, Bezea aia... Nu. Mă asculti, mă asculti! Aseară, cred că de multe ori. Să vezi cum au făcut, că s-au îmbrățișat, când s-au văzut. Deci, Zumi, am fost... Și a trimis și vocalul. Am fost la aeroport, mă auzi, Zumi? Am fost la aeroport și s-a întâlnit cu Daria, da? Și după s-au îmbrățișat și după aceea au intrat în aceeași mașină și s-au dus la hotel. Băi, bă, lasă să vorbesc sau vorbiți? Bizuină! Ce-a făcut, mă? Era căldură afară, frate, era frig afară. A apărat castorul în vizuină. Bă, era frig afară și ai să bage lemnul sobă. Da. Și gata, s-a încălzit. Da. A, și când vine Bezea? Păi... Acum, că am vorbit eu cu el și vine. Vine? Da. Nu mă duc eu după el? Da. Mă duc eu după el, nu. Mamă, dar să vezi ce fericit era, cum a sunat. Mi-a dat niște poze. Mă, nu cred. Păi dacă n-am mai făcut căldură, îmi dau seama. Nu cred. Ba da. Ce fel de poze? Ce fel de poze? Poze cu el și cu Daria. Aha. Ok. Nu, nu, nu mă duc. Fără. Ah, holo, nu mă mai duc. Vă las, aveți grijă ce faci. Oh my god. Nu. Trebuie să-l salvez pe Bezea. Alo? 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 Ce faci? Ce vrei? Că ascult muzică. Unde ești? Vedea mea și mea ca Gigi Becalios. Băi, pentru binele tău, îmi spui acum unde ești. Mă auzi? Pentru binele tău, frate. Nu pentru binele cuiva. Tu mă auzi, mă? Băi! Alo? Auzi? Da. Mă auzi, da? Da. Unde ești? Ce faci? Cum adică unde sunt? La hotel cu muzica în blană, mașină. Stai puțin, ești la hotel cu muzica în blană, în mașină? Da, că am ieșit din hotel. Ești ok? Da. Vii acasă acum? Nu știu, cu contact fatal. Vrei să vin acasă? Hai că vin eu mai bine la tine. Păi, de ce? Pentru binele tău. De ce, mă, mă menții acum sau ce? Ai încredere. Dacă n-ai, vii ești prost. Merge cu Brabusul. Hai. Cum să n-am? Ceau. Hai, Brabus. Hai mai repede. Eu conduc. Eu conduc. Îmi pare rău, vreau și să vă cum e. Bă, e Brabusul meu, vere. Vreau și să vă cum e. Nici n-am putut să mă să-l colantez că era închis. Cum ai zis de supărat? Bă, dar unde e ăsta la hotel? Stai puțin. Păi, te bai și seap. Dă și mie locație cu hotelul. Da. Locație cu hotelul, repede. 6-1. Cât? 6-6-1. 6-6-1, ok. Pa. Da. E aici aproape, mă. Aici aproape, mă. Știu aici, gata, mă, gata. Cartierul ăsta. Fără mișto. Fără mișto, ulița de sus. N-ai auzit? De cartierul ăsta. I-a auzi. Ulița de sus. Ei. Ce aici pe dreapta, ulița? Ia uite-o. Să nu te duci pe acolo, că e... Știu. La Richman Hotel. Doar oamenii rich stau la Richman Hotel. Nu, e la mișto.
că gen era beat ăsta când a pus numele, știi? Cred că este aici? Da. Ce aproape e aici, nemul? Ce facem mă ăsta? Bă, prăjitule-i! Dar de ce râdeți? Da. Da, yeah. What's up, man? Good, my friend. How are you? How do you do? Vezi, am Cum nevoie de puțină seriozitate pentru binele tău. Sunt serios, ca ce? Am o veste pentru tine. Bun, dar înainte de toate, îmi spui ce s-a întâmplat? Unde e Daria? A plecat. A plecat? Ce m-au luat toată seara atunci? Am mers, gen, am creat o cameră, am vorbit, bla bla. Ați vorbit, a? Mă jur că doar am vorbit. Ați discutat. Ce poze visez, mă, inventez? Erai bad. Ce bad, mă? Băi, ești prost? Băi, ești prost? Aveați vodka pe masă și tu aveai berea în mână. Păi, bă, uite, am și bă, doar atât am vorbit și am bă și... Ce vă dracu? Deci, atât, da. Și unde-i Daria acum? Știi cine a venit? Stai puțin, lasă-mă puțin, bă, lasă-mă puțin să vorbesc mama? Acum. Nu mama, nu mama. Stai puțin. Mama a venit, nu? Nu, calmați-vă, băieți, calmați-vă, că n-am venit pentru asta. Frederico, mă las să vorbesc cu el sau nu? Nu ești mai gândit, gen, eu... Era să zic ceva. Ia zi-mă cine, ce-a făcut. Frederico, dă-te puțin mai încolo și lasă-mă să vorbesc cu el. Doamne, dar zici că m-am băgat în sufletul vostru. Păi te-ai băgat. Dar n-ai văzut ce-am aici? Bag eu una. Nu știu ce-i cu asta, de unde ai făcut rost de-a, dar problema e următoarea, că ai tu o problemă mare. Bă. Ce problemă? Big problem. Bezea problem. Zumi a revenit în oraș. Ma, și ce? Ce-mi ligăturia să și nu știu cum să zic, dar no, tu ai fost în no. seara asta cu Daria în cameră. Nu? Da, se întrește acum ceva. Ăsta, cu sorța, ce i-a zis lui Zomi? Ce-mi bărlică treaba? Nica, mă, ce ai? Că n-am chef de ceartă. Nu e bine. Bă, eu zice să te pregătești. Dar ce au zis ăștia doi, mă? Nimic, man. Că sigur o să mai ia la bătaie. Frederico, stai aici și vorbesc cu Bezea. Bezea, vină cu aici. Adică cum? Bezea, vină cu aici. Stai acolo. Da, mă. Vezi că eu am încercat să iau ușor. Dar Frederico și Bibi au băgat în bărligături, nu? Au zis că ai băgat castorul în viselină și cu d-astea. Puteam să jur. Și da, eu tot, vezi că eu nu cred, eu cred același lucru oricum, adică, dar eu nu... Mă jur, bă, nu, acum te întrezi, chiar mă jur că n-am făcut nimic. Ia uite. Mă, că n-am băgat nicio părligătură. Ce, mă, nu mai da așa, ce te-ai tripat? De ce ai zis că am băgat în părligătură, că nu i-am zis nimica? Calmează-te. Ce vizuină, mă, ce șoricel în vizuină visezi? N-am zis, mă, n-am prins un șoareci, că are stat șoareci în casă, știi? Bă, dacă i-a zis ceva, dă seama că acum nu o să mă creadă, vă crede pe voi. Și... De ce nu mă crezi, mă? Eu de ce nu te crezi? O să-mi trebuie și... Mă jur, bă, acum, chiar că n-am făcut nimic. Bă, frate, ai stat cu ea, ai plecat atât de fericit la o cameră bă, de hotel. Tu știai când bei, da? Că beat și ești beat, că ai ciucanul mic? Gen, mă, ce se scoală? Frederico? Părul în cap. Oh. Știi? Nu știi, nu? Gen, nu mai stă părul bine. Da. Aaaa. Frederico s-a prins. Păi și atunci? Și gen, după ce nu mi-a stat părul bine, m-am culcat, m-am trezit, s-a îmbrăcat, a plecat. Gen, s-a... Da, da, te-a zis. Mai vine sau? Unde e? Și unde e? Bă, am vorbit doar așa ca între ce mai faci, cum mai fost, unde ai fost, bla bla bla. Ce mai faci? Am băut. Gen, am băut. Am băut. Ai băut. Mi-era sete. Și? Așa. S-a trezit, s-a îmbrăcat. Și nu s-a mai spălat părul, mă? Dar nu ți se pare că am ciudat, gen?
Că a venit doar așa și așa plecat, adică... Păi am chemat-o eu, mă, gen, să mai vorbim. Să mai vorbim, gen. De ce, bă, te bat? Crezi că am făcut eu ceva cu ea? Normal. Eu sunt clar cu zombie. Și-am și un copil, am și un copil. Știu și eu că ai un copil, prăjitule, dar... Și pe lângă asta atunci m-a lăsat singur, bă, el dai de ești nebun, nu mi-a zis nimic, nici când a plecat, n-a răspuns, n-a ok, mesaj, ok, nu te ceri stai cu mine, hobrr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 
Nu cu mine. Că nu, eu te-am lăsat singur de Valentine's Day. Da, mă, deci m-a lăsat singur, da? De Valentine's Day. Oh! N-a făcut nimic. Oh! Și ghișe, nici nu spunea la mesaj, mai auzit. Da. Așa. O știi pe aia de Ned Shady? De la final de la... Da, da, știu. Ia hai, mă, ca să mă vedem. Hai. Dă-te că e nervos. Mă zicam așa că m-am supărat. Mie, vezi că eu mă duc cu el. Să nu stric ăsta. Eu nu stric nimic, hai. Acum e acum chat. Să vedem ce se întâmplă. Zumi s-a despărțit de norișor. Nici nu știu care e situația între ei, dar... Păi mi-am interesat acum ce se întâmplă cu Bezea. Alo. Cine e? A, vărule, tu ești? Ce zici, mă, vărule? Ce bune. A, am înțeles. Păi și ce faci? Nu vrei să ne vedem? Bine, fie atât. Stai un pic, te pun un pic pe mut, stai un pic. Bă, Marusele. A venit vărul meu în oraș, poate să vină și el până aici? Sau? Hai că toată familia vine acum. Pă bune. Hai mă să beau și eu un pahar de whisky cu el. Avem niște treabă acum, nu știu, după vedem. Bine, vorule. Hai că... Ne vedem noi, da? Te sun eu dacă e. Hai, ceau. Te sun eu dacă e. Au. Hai, Bezea. Bezea, o rugăciune înainte. De ce, mă? Mamă, zici că începe... Războiul. Hai cu mine. Zici cum e? Ce? Zi! Ce, mă? Hai, stai aici, hai, hai, aici. Ce, mă, voi, Emilă? Hai aici. E băgat sora mea la strâmbe, voi, de capul meu. Cred că o bapă sora ta. Ai zis? O bapă sora ta. Stai liniu. Dă-te și eu un loc acolo, pe canapea, stai acolo la canapea, în colț acolo și ți-o aduc. La canapele. Hai, stai acolo. La măruță. Am un loc pe canapea, unde n-ai băi Zumi acum. Unde este Zumi? Ah. Oh, bună. Bună. Păi, stai că am auzit ceva. Bezea a venit și el, ți-l aduc aici? Stai, 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 ți-l aduc aici? N-ar fi mai bine să mă duc eu după el? N-ar fi mai bine Zumi să-mi luăm în două de el. Băi! Bezea... Păi a zis că vrea să mă bată, ești nesimțit că eu nu sunt surdo. Hai să ne cam... Hai... Băi, ești nebun! Bezea? Mamă, nu e bine deloc. Bezea? Zumi, vreau să te calmezi orice ar fi, ok? Hai. Ce frumos stau. E altceva. Frumos suntem. Ai, wow. Cum stăm, mă? Fă-ne o poză, oare. Fă-ne o poză, te rog eu. Ultima poză, cred că. Bună, ce faci, Zoe? Ce faci? Bine, tu? Hai să ne îmbrățișăm de astea, nu? Ce? Mi-a fost atât de dor de tine. Hai, hai, ridică-te-mi. Simt că mai la mișto. Da-te-mi! Ce dai? Au. Da, nu ușor, bă. Mă avertizez. Alo, ajutați-mă. Păi dai, stai puțin, mâncai vaș. Hai. Gata. Nu, nu, nu. Băs la un hotel să trimiți și poze de la nebune. Nu, nu, după ce cădarea m-a aruncat de pe ponton. Nu, așa. Nu, nu, nu. Nu, nu, stop. Bezea, stai puțin. Stop. Bă.
Deci, hai jos, hai jos, hai Zumi, Zumi vino cu mine, Zumi vino cu mine, Zumi vino cu mine, Zumi vino cu mine. Zumi! Nu, Zumi! Zumi vino cu acea, Zumi, uite-te la mine. Stop. Te-am luat pe sus, po. Bă, tu nu coace cu mine pe aici. Pă, dar lasă-mă să-l bat, că chiar și-o merită, nebun. Nu, lasă puțin aici, te calmez un pic, te calmez un pic. Cum uite să mă calmez după ce... Deci, băi. Deci, ia un loc aici, ia un loc aici, ia un loc aici. Eram eu vinovată că stăteam cu Norișor. Da, păi asta care se duce ca prostul la el și toate astea când știe că eu sunt cu el și toate astea. Mă aspirat. Stai puțin aici, puțin. A few moments later. Stai așa puțin. Călca pe tine. Stai mă puțin, auzi. Ok. Acum, cred că cred că puteți să începe să vorbiți acum. De la distanță. Ce faci, Bezea? Vezi că glasoare și distanță. Lasă arma. Lasă arma, Zumi, acum pe bune. Ce ai făcut? Dar stai, mă, tu unde ai fost? Cu degetele, ce vrei să fac? Tu unde ai fost, mă? Unde am fost? Am făcut bani! Ce pamă? Bani! Ai uitat că muncesc ca și model? Tu ce faci? Te duci cu darea aia care m-a aruncat de pe conton? Tu! Da! Săracul ai bine! Mamă! Prefer Valentine's Day sau să fac eu bani și să devin eu mai vedetă de atâta? Ce pamă că am mare Bugatti afară și mi-e cam mare de bani? Mare lucru! Eu nu am Bugatti, tu ai Bugatti, dă vitorul! Lasă că ți-a ție Norișor Bugatti. Ai ți-a Norișor Bugatti. Nu, 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 înapoi, 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 înapoi. Am avut discuția aia cu tot. Înapoi am zis. Cum a luat-o? Stai aici. Calmează-te. Stai aici. Să rog eu, mă, calmează-te. Niciun mesaj n-ai dat, nici de la mulți ani, nimic. Să-mi bat picioare de fac avort cu tine. N-ai tupeu. Două secunde. Stai mă puțin, calmați-vă, băi! Băi, stai! Ce nu se calmează? Ia-i mă telefonul. Zomi! Băi, lasă telefonul. Mă bag. Stai două secunde. Tu nu te mai așteptat. Ei, băga, nu mai strâmbe până acum de ieși. Dă telefonul! Nu! Dă telefonul cu aici. Bine, lasă, mai am încă un telefon, stai puțin. Gata! Stop! Băi! Bun, stai puțin, două secunde. Ia mă și telefonul ăla. Stai, lasă-mă puțin că vreau să vorbesc cu fete de la spital. Fac avort acum, ce ai? Mă, tu n-auzi, dar nu coace. Bă, vorbim și noi ca niște oameni maturi. Dar ce, tu ești matur după ce că te duci cu aia? Nu știi măcar ce s-a întâmplat? Sau ți-a băgat de-aia strâmbe? Mi-a zis, deci stai, cum adică? Bă, Fredo, ia dă-mi și mie telefonul tău. Fredo! Eu nu mai am telefon, l-am aruncat în apă. Fredo! Mă rog. Si dacă mai zici o dată Fredo? Dar cum vrei să zic Freddy? Nu, Frederico. Frederico! Nașu. Că eu nu zic ție Zoom sau Zoom, albinuța mea. Zoom, albinuța mea. Ce ți-a întâmplat măcar? Bă, mi-a spus, da, că te-ai dus, te-ai îmbătat cu aia și te-ai băgat. Și eu? Și s-a îmbătat, mă, că n-am spus că s-a îmbătat. Am zis eu așa ceva, Bibi? Zi, am zis eu? Ai zis că a băgat în sobă. Deci, ia zi, cum a fost? Nu, eu... Auzi, mai avea încă un copil de cu aia? Vezi să știi ce s-a întâmplat? Nu-mi pasă. Păi, ia bani ce s-a întâmplat. Bine, du-te, fă copii cu aia. Dar tu, ia, unde plecam, mă? Bă, vrei să-ți mai repezi sau aici rămâne? Ia mai deodată. S-a făcut și ea ceva, dar... Deci că suntem la... De când se pleacă așa, din degete, hau și nu dai... Acces direct aici, ești nebun. Și de vele, și de vele tăi de-i. Dă-te încolo că te încordezi la femei. Du-te aici că femeia mea mă... Wow. Femei sau ce? Uite, la de față. Dai că folosim artileria grea. Oh, shit, da. CNP-ul repede-l băi. Bă! Ba, să ne punem la cap. 54 bară. Mamă, ce m-am speriat, ești nebun la cap. Top. Eu plec. Stop. Are minte de copil. Stop. Bă, putem să o rezolvăm și într-un fel pașnic, ok? Putem să o rezolvăm și pașnic. Bun, hai pe canapă să pleci normal. Vrei să nu vrei? Bă, what of? Bă? What? What the fuck? Atici. Bă, ajutor? Bă, stai un pic. Prietenul ăsta al tău ce? Da.
Unde Bibi, mă, cum faci pe Bibi? Ce-i pe aici? Vrei să mi-i rupel? What? Nu! Hai să vrem aici, ce zici? Oh. Uite bani, iau uite câți bani. Wow, 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 wow. Prietenul ăsta al tău, prietenul ăsta al tău, cu ce se ocupă? Zumi? Wow. Zumi? Da. Stai puțin că sunt două lucruri, nu poți să... Dar stai că nu e prieten. Ba, 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 stai mă puțin. Zumi, să știi că bezea băga... cu Daria. Zumi, stai puțin, n-a băgat, bă, bă, stop, 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 stop. Dar mama, că stop. Mă enervezi, stai puțin, da, da, ia, ia. Să vină mă ca să mă audă dacă atâta urechi n-are. Nu! Stai mă puțin! Bezea, ia vină cu atul la mine! Ia, deschide poarta că te deschide stop, 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 stop! Doamne, ce intrare secretă avea Justin, voi vedeți? Bă, stop, 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 stop! Trebuie să treci în coaca să-ți povestesc că văd că te-ai tăiat urechile cu tot cu creier. Bă, ești nebună la cap. Mă, să-ți spar toate sticlele. Stai pe loc! A fost la un concurs de modă unde toată lumea s-a uitat la ea. Yes! Uite, Frederico e cu mine acum. Mă bucur. Nu sunt bine, fiind mai mult dezbrăcată, că am văzut și eu concursul la televizor. Ce dezbrăcată? Tu ești chiar adică brave. Adică nu dezbrăcată, adică n-ai avut atât de multe haine pe tine. Hai, de groază. Iese copilul, bă. What? Da, nu plec de aici. Mă, calmați-o, mă. Da, nu mă ascult. No. Vezi că sunt roțile sparte, n-ai să pleci, că mi l-a spart ăsta. Zumi. Plec cu el sparte inima. Am uitat că e femeie. Că adică pleacă cu el așa? Nu mai pleacă deloc? No! Poate țintești unde-mi trebuie, băi! Stai, no! Baby, stai cu minte. Bă, tu unde mă cu mașina mea? Hai, urcă mai repede. Băi, mașina mea! De ce te duci cu mașina ta? Petre, stai în casă! Petre, fărani! Mamă! Și dacă strigi mașina, te patru... Mă, dă-te-n pui, mi-ai zice aia care a strigit cu ea în lac! Taci! Aoleu, uite unde-ți fuge! Ia uite-o! Băi, asta nebunie! Băi, s-a împiedicat! A căzut, a murit! Ce nu pot să sar ăsta, Mauricel? Stai acolo! Mamă! Zumi! Ce? Ce ai făcut? Calmează-te! Mă duc să mă arunc! Unde să te arunci, mă? Bă, 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 unde să te arunci, mă? Bă, femeie! Băi! Trebuia să o fac. Bă, lasă-mă în pace să mă arunc! Nu, 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 nu! Bă, stai mă puțin, băi, stai mă puțin, tu n-auzi, mă, mă las să vorbesc și eu cu tine, mă las să te explic și eu care e situația. Băi! Stai pe loc, oprește-te, oprește-te, că te iau pe sus. Uite mă de aici, că în partea asta nu se mai poate. Stai aici. Tu mă înțelegi pe mine? Eu te înțeleg, dar obosiți. Ce? Stai puțin. Bibi, ai grijă de ea. Da, mă. Da, mă. Da, mă. Băi! Auzi, mă? Da. M-auzi? Da. Așa, fii atent. Poți să-i zici tu că pe mine nu mă ascultă. Ce să zic? Că n-am făcut nimic, că până doar mă bate. Că, gen, chiar n-am făcut nimic? Mă jur că n-am făcut nimic. Bă, zic că ea e aleasa. Aleasa. Ai, okay? Ai vorbit de să-ți spui. Hai mă, zi acolo, da? Mai amore drept de tot. Îi zici? Încerc să-i zic tot ce... Apoi, hai, pa. Salut. Zumi. Bă, Zumi. Stai că vreau să mă duc la ăla. Care ăla, mă? Mă duc la ăla. Nu mă duc la ăla cu brabusul și aia. Mă duc, mă ce duc mă? Și zic: "Bună, vrei un copil? Bun, vezi că o să fiu mamă singuratică, dacă să ne căsătorim." Păi ce naiba? Ce, după ce că face chestii de astea, bă, stop. Hai să ne ducem încă o dată, aoleu, hai să ne mai ducem încă o dată să încercăm să vorbim.
Și să calmăm situația, ce-i zice? Zumi, înțelege că Bezean nu cred că a avut intenții rele. Dar și el s-a supărat că l-ai lăsat singur și că nu l-ai informat cu nimica și că nu i-ai răspuns, da, la telefon. Da, și când lași efectiv pe cineva și nu-ți răspunde la telefon, eu când el a dispărut în pădure, eu m-am îngrijorat. Nu, el se duce și se vede cu Daria, se îmbrăcează și mai face... Bă, ia stai puțin, Zumi, stop. Stop, Zumi. Hai, acum să nu spui asta, că vezi că atunci când a fost cu pădurea, a apărut un anume norișor în lumea ta. Da, da, înainte de început, da, prima oară știi că nu a apărut acel norișor și nici nu am căutat un norișor, ca să zic așa. Și având în vedere că eu după faza aia, după ce a revenit, îți dai seama că n-am mai stat și știi doar chestia asta. Și cu norișor. Nu mai am treabă cu el. Păi, să mi-a ajuns acasă, nu vezi mașina? Oh. Mamă, câte mașini, plâng. A, luat-o cu mașina asta. Hai. Wow, ce pana mea. Stai să puțin, lasă-mă. Stai, puțin, așa, bravo. Băi! Sumi? Nu rezolvi așa, Zumi, stop! Dar nu sunt numai eu, ce-i contribuim? Zumi, te rog. Haide. Mă, răbun. Okay. Fără arme, hai. Bine. Doar vorbim, hai. Da. Ai văzut prea deșteaptă, vezi? Stai puțin, mamă. Voi asta învățați pe Petre, mă? Ia zi Petre, am dat. Cucoi, hai, dai drumul. Hai dai drumul de aici. Oh, băi copile. Auzi la el, dai drumul de aici. Ia zi pe aia. Petre, vezi că nu mai primești nimic de la. Ce? Poți să zici eu ceva înainte să vă certați cu mine? Mare Zumi. Să se certe cu tine. Zumi? Ce vrei? Vezi că bugatul ăla de afară e al tău, să știi. E ca cadou de Valentine's Day. Gen, da, l-am păstrat. Păi ce mai e că era? Nu mai e? Pa da, încă e, că de aia l-am păstrat. L-am distrus eu. L-am distrus eu cu Zumi. Bă, bro, m-auzi? Mai băgăm mai pe seara, da? Da. Te rog, du-te. Nu în cameră. Duceți-vă de aici. Milan în cameră. Frederico, du-te cu ăsta micu. Frederico, du-te cu ăsta micu și ai grijă de el. Să te juci că l-a Frederico, du-te cu ăla micu și ai grijă de el. Ce mă, păi dar eu mă duc păi să... Păi are grijă de mine. Nu vezi ce grijă de mine, mă învață că... de bine, mă. Parcă prea face și ea. Parcă prea face da, și ea. Da, dă-i drumul de aici, hai. 8, 2, 3, 4, 4. Dă-i drumul de aici cu mine. Ba da-te în puii mei de șmecher, ia auzi la el. Ai devenit șmecher, a? Ia zi-mă, Petre, ce stăteam și noi la o bere aici, la o chestie, nu? Ca poiți. Ia un pic de bere. Nu ca astea, de alte Mario Sil. Petre, vreau să Petre. Nu te mai văd dacă nu vrei să fii pedepsit pe viața ta. Du-te în camera ta. Voi, Frederico. Da, alo. Lasă-mă că... Petre, du-te în camera ta și stai acolo, dacă lasă-mă te mai văd. Lasă-mă rezolv eu, Petre. Du-te în camera ta acum. De ce? Petre, tu mă auzi? Seara la o băută. Hai, te rog. Bă, Petre! Bine, du-te în cameră dacă e. Și merge din seara la o băută. La cap, băiți așa. Băi, Frederic, tu ai nebunit la cap? Ce, mă? Cât să ne avea 12? Păi, bățuiești și pe el cum să se treze. Cât să ne avea cet? Ce te iei așa de el? S-aș mecheri fractul. Hai. Auzi, mă? Vezi că cred că-l dăm la box. Mă, eu auzi. Plouă dacă e. Cum nu plouă, mă, cetul, te-ți mai bine. Dacă nu mă lași jos, o să stai. Gogoacea cu foarfeca. Nu te-ai nimic. 10 avea? Hai nu, într-o să vorbim și noi. Are 10? Jos, nu? Că jos. Sahaladid? Nu? Nu mai zic nimic.
Sahaladin e bun. Sahaladin e bun. Așa las tot un loc. Vizea, acum e momentul. De. Spune ce ai de spus. Zi o dată. N-am făcut nimic cu Daria. Am mers în hotel, da. Am băut eu, ne-am culcat și a plecat a doua zi. Atât. Te-ai culcat cu altceva. Deci că suntem la acces direct aici. Fără haine. Îmbrăc. Uite, cum mă vezi, așa, cum mă vezi acum, așa eram și atunci. Ah. Înțelegi? Mhm. Sună și caldul de Valentine's Day. Federico a zis altceva. Ce? Păi tu urcați pe Federico. Ce-am zis? Păi ca Federico mi-a spus adevărul. A, deci urcați pe Federico, nu? Am Federico mi-a zis, zis primul. Nimic. Hai, nu fi mincinos. Hai, nu fi mincinos. Bă, ceva? Nu știu, frate, pe mine mă cam sună mama. O bat. Și pe aia și pe masa. Adică și pe masa lui. Da. Și... Las-o pe mama și vină mă și să vorbești aici, că... Se vorbește de bag. Tine. Nu te bagi, păi, nu? Dar îți place, îți place să-i iba strâmbe, nu? Dar ce strâmbe, bă, gata? Am zis, am învățit, era adevărat. Cred că nu te-ai mai spălat de mult, vrei să faci o baie în piscina aia? Da, să păi hai, asta e. Frederico, las-o. Dar i-am zis adevărul. I-am zis adevărul. Stai liniștit. Ce-a te fără, mă? Vezi, a... De unde știi tu, mă? Cu Daria. Yeah. Că m-a sunat aseară, ce crezi? Hai că te-a sunat aseară. Da, vii numărul ei. Ele sunt prieteni. Asta se aude de... Asta e Petre. Ele e Petre. Bă! Bă, al naibii! Ce mă, e șmecheră? Dă-i jos, dă-i drum. Hai, marș, câine. Dă-i sus. Hai, mamă. Petru, ce-i făcut? Asta e vina voastră. Ce mon? Aici, pe frații noștri, eu tot. Oh, Federico, fratele nostru. Asta l-a dus, vezea. Învăță-i și pe noi, pe Petre, cum se... Cum se, ce, mă? Eu tot, pasă. Bă, drumul, dai. Vezi că acolo scările. Mamă. Vezi că sunt pe maică ta și nu, nu mai vezi nimic, nu știu câte... Ia sună, mă. Ia sună, hai. S-o sun acum? Hai. Ia vrem cu aici. Deci vrei să sun? Ce-ai făcut și tu cu Bibi? Ce am făcut eu cu Bibi? Ia spune-mi. Prostii de alea, dar le văd. Ce prostii de alea noastră? Crezi că n-am ce să-i zic? Bă, dar te-i șmecherii rău, ia vrem cu aici, băi, vorbesc cu tine. Deci. Bun, spune, doamne. Mă deranja faptul că după ce eram bine, statea astea, i-am plecat. Eu ți-am zis în seara, pentru că trebuia să plec seara. Și am primit efectiv mesaj destul de repede și efectiv în ziua aia trebuia să plec. Și e important pentru că până la urmă sunt mai multe agenții acolo. Sunt mai mulți designeri și toate astea. Și ți-am zis eu în seara aia că vezi că o să plec. Dar tu dormeai buștean, efectiv mi-ai zis că și după aia te-ai culcat la loc. Și... După ce am văzut că te-ai dus cu, nu, cu nu Daria. Ți-a luat apă. Așa, că te-ai dus cu Daria, că te-ai dus la hotel cu ea, că... Păi nici măcar cu Norișor nu m-am dus la casa lui sau la hotel și tu te duci direct cu Daria, te încolo. Da, dar plecai în fiecare seară la el. Nu am plecat la el, n-am intrat niciodată în casa, n-am intrat niciodată în casa lui, nu ne-am dus niciodată într-un hotel, niciodată într-o incită privată. Te-ai dus la film cu el? Păi și filmul ce e? Film mai ascultat 50? În fiecare seară plecai cu el, te-ai dus la film cu el. Ok, bun, dar da. Îți mai aduce aminte că după am discutat cu el și cu tine și am ales că rămân cu tine și când am nimic de a face cu el și tot ți-ai intrat la cap? Ai murit! Acum o lași jos! Nu! Gata! Cred că-i spart toată casa ăsta. Nu! Nu, ai gata! Gata!
timpul. Gata, nu se mai poate. Puteam să o țin acolo, să te chem pe tine, okay, să mă vezi cu ea în casă, cum mai fost și okay, tu cu norișor. Okay. Bă, ce... Eu zăl cu Petri. Mamă. Mă trimite în cameră. Capii, o problemă. Denis. Bă, ți-au dat ceva. Denis, copii. Stai că n-am terminat. Tu ești? Așteaptă puțin. Denis, pericol public. Tu ești, mamă? Bă, copile. Copile, ai făcut supradoză de Haribo? Ce naiba ai, mă? Haribo. Mamă, ți-a băi, ne pui la cap. Dacă ți-te pui jos, dacă ți-te pui jos. Te mă pune. Te mă de aici, că tu ai ne pui la cap. Lasă-mă. Bă. Țeapă. Mă, ăsta nebunit. Oh my god. Mai știi că mașina în Apollo... Băi, are și aici și Petre Dân. Bine, lasă-mă să eu să ce ascult. Oh, oh, oh. Am gura în tine, du-te la terapă. Uite cât de bună cu tine. Mama! Vina voastră este, este vina voastră. Băi, ceva? Bibi îl încurajează, nu vezi? Ce trebuie? Hei, Petre! Stai că sună telefonul. Băi, uite cine încurajează. E vina voastră. Dar răspunzi și tu la telefonul ăsta sau? Stai că îmi place melodia asta. A few moments later. Bă, dacă nu deci, mă lași. Vreau să fac un telefonul după. S-a Patrick... spart o casă în zonă și vă rog să nu mai ieșiți afară, să stați în casă. Ok? Ok. Gata. Trebuie să anulez programarea că am mă anulez eu. Program... bun. Deci, jos mă și ți-am zis, nu? Da. Mă crezi sau nu mă crezi? Bine, te cred. Îl crezi? Ce să zici tu acum? În ce timp? Hmm? Zici la mișto? Eu așa simt. Eu așa cred. Să zicem că el, vreau să văd ce faci pe viitor. Și tu ce faci pe viitor? Eu ce să fac? O să stau acasă. Bă, ia veniți pe mine, veniți pe mine, veniți pe mine, veniți pe mine, hai, ia veniți, da, zoom-i cu BZ. Stai mă aici. Zoom-i cu BZ, hai. Du-te, du-te, zoom. Pam, pam, pam. Voi stați în camera asta. Pruncă suntem aici de camera mea. Zoom-i și BZ, stați în camera asta. Vă închid în camera asta. Iar mâine vă descui și vă rezolvați probleme. Ori vă găsesc, omoreți unul pe altul, ori... Da, glumesc, mă, nu vă găsesc. Hai! Deci vă las aici să discutați, aveți stimulente pe masă, dacă aveți nevoie. Ce pe masă? Vodka. Eu le-am adus. Hai, aveți grijă de corpul vostru. Și tu de Petre. Ce-ai făcut, mai închis în casă? Vezi că are Petre toate cheile de la casă. Petre? Da. Unde e copilul ăsta? Bă, sper să ne jefuiască ăștia acum, știi ce zic? Tu să ne jefuiască. Ce mai speri? Bă, uite, vine să-ți arăt pe telefon. Da, lasă-mă că vreau să dorm. Bă. Ce? Noaptea asta eu nu dorm. Bine, ai grijă atunci de noi și de Petre și calmează-ți pe Petre, că e vina ta. Nu te culca, nu te culca, nu te culca, nu te culca. Stai. Bă, e jefuitor în zonă, tu te pui capul pe halul ăsta. Eu nu mai pot, simt că clachez. Stai, mă. Cu copilul ăsta, nu, fuck this. Nu mai simt nimic. Bă. Eu zic să te calmezi. Bă, Petre, mă auzi? Da. Fii atent, frate. Bro. Eu. Deci, este un jefuitor în zonă și te-a jucat să te calmezi. Ok, să nu mai ieși afară.
Mă duc să-mi iau pe iPhone. Băi, mâine. Înapoi. Gura, gura mă, gura tostrei, gura tostrei, gura tostrei, gura tostrei. Sus tostrei, sus tostrei, sus tostrei, sus tostrei, sus tostrei. Ce fac, ce fac? Bă, te... Copile, ce incuia pe ea în cameră aici? Cât de prost ești, Mariusel. Domne, ești prea prost. Hai, sus, 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 sus. Ce-o-s prea prost? Bravo. De ce n-ați încuiat ușa? Bă, gura în ce-o fac? Îngerunc toți, îngerunc toți. Păi... Vă zbor creierii la toți, îngerunc. Ce aveți mă de valoare pe aici? Unde... Unde s-au tipișterile din casă, mă zi rapid? Nu avem. Zi-mă rapid. Dacă vrei te duc la ele, că nu știu unde. Care vorbește? Yo! Care e proprietarul casei? Eu te el duc. Am înțeles. Hai, du-mă. Băi, dacă... Deci dacă aud pași de sus, îi zbor creierul la copil. Nu-mi stea mai atriza, mă, mâncați și banii tăi. Ușor. Ușor. N-am ce să fac cu... Asta e tot ce am. Codul la safe, rapid. Nu am, nu am, nu am, nu am, nu e casa mea, nu e casa mea, casa tatălui meu și tatăl meu nu e acasă. Aici stai tot ce am la vedere, tot ce am, e destul. Te pui în colț, te pui în colț, te pui în genul acolo, să iei rapid. Ia tot. Păi, dar nu merge să alerg. Tu poți să alergi? Nu! No. Altceva nu mai e? Nu, decât tot ce era acolo, altceva nu cunosc. Te pui în genul, mă, ți-am spus să ridici? Păi dai, ai zis haide, eram ce ai. Păi nu, am spus dacă mai ai ceva, stai acolo. Hai în genunchi, rapid. Nu faci nimica că nu ți-am făcut nimica, o să gregrezi dacă îmi faci ceva. Mai vedem noi. Mile sus, mile sus, mile sus! Nu mai trageți, nu mai trageți! Moșule, m-auzi? Doamne, iartă-mă. Suntem trei cu armele. M-am văzut. Lasă arma jos. Lasă arma jos. Așa. Pune-te în genunchi. Doamne, ăsta folosește arma. Copilul ăsta, Petre, ești nebun la cap. Am nevoie să stea... Sor mea, cu mine voi puteți să vă duceți la culcare, mă ocup eu de el. Te super dacă îl băgăm în camera aia? Nu. Du-l acolo și rezolvăm cu mâine cu el, ok? M-ai auzit? Cine ăsta mai greșit casa, vărule? Da, bă. Lași, bă. Îi dau gulanț? Nu. Fi prost. Nu. Cine vă dau ție? Gata, am luat tot. Stai și dau masca jos. Cine ăsta? Hoț. Ai văzut roaletul ăla de ți-a venit pe telefon? Bezea? Da. Asta cu că e jefuitor în zona asta, zici ce ți-am spus? Bulangiul ăsta? Mâine, da. Aflăm... Hai, ridică-te. De unde are informații. Adu-mi o sfoară, te rog, Mariusele. Să leg la mâini. Nu am, nu știu de unde, Bezea știe. Rupe firul ăla de la telefonul fix. Să-l leg la mâini. Rupă telefonul mâini. Nu merge. Bă, te-am cu sfoară, vere. E tu sfoară? Ți-a spate la mine. Da, normal. Lasă-mă de jos. Lasă-mă arma aici, nebun la cap. Cu cine mai se întâmplă aici? Lasă arma aici jos. Hai, vină cu aici. Nevoie de bani, o? E greu. Astea când eram ca tine. E greu. Dar nu în halul ăsta. Bă, am să-mi bagă cu aici. Trebuie cum munceți, mă, mâncavă și... Da, dar nu pot să... Așa, gata. Mâine. Aflăm care e treaba cu camera aia și mai multe chestii. Trebuie să continuăm data viitoare, guys. Așa că nu uitați să dați acolo pe butonul drag dacă vreți să vedeți continuarea. Să vedem cine e tipul ăsta. Care e treaba cu camera aia secretă. Neapărat trebuie să vedem care e treaba cu camera aia secretă. Și alte probleme care mai sunt și vor apărea. Ok? Eu am fost Andrei. Sper că v-a bucurat acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal.
dați acolo pe butonul de subscribe, exact ca pe animație, subscribe și clopoțel și intrați pe Trovo, pentru că cel mai probabil după această premieră de la YouTube o să fiu live și pe Trovo, așa că intrați pe linkul din descriere sau din chat, ok? Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod, să vă înscrieți la concursul pentru tastatură, din nou vă reamintesc și ne auzim data viitoare.